Conducerea Spitalului Județean Târgu Jiu dă vina pe aglomerația din secție pentru faptul că un pacient s-a spânzurat la psihiatrie. Printr-un comunicat de presă, reprezentanții spitalului susțin că pacientul a reușit să-și pună capăt zilelor când angajații se ocupau de alt caz. Am fost internat și internat sub monitorizare în izolatorul secției de psihiatrie. A fi internat acolo pentru siguranța personalului, dar și din cauza imposibilității acestora de a stabili existența sau nu a unui contact cu pacienți infectați COVID sau simptomatologii specifice în aceste infecții. După administrarea sedativului, pacientul a fost liniștit, neimpunându-se luarea de măsuri restrictive. Pe finalul celor 2 ore de monitorizare inițial, atunci când persoana de dată se ocupa de unul dintre pacienți și i-a dus într-o stare mai gravă, acesta a profitat de cele câteva clipe în care nu a fost supravegheat și a fost găsit spânzurat în urmă orei 17:30. S-au început imediat manevrele de resuscitare, au fost anunțate organele de poliție și serviciul județean de ambulanță Boș, care a dispus de plasarea la toate locurile unei ambulante cu medic. Aceștia au continuat resuscitarea până în jurul orei 18:20, fără a avea succes, iar pacientul a fost declarat decedat. În paralel cu anceta desfășurată de organele competente, a fost demarată și o anchetă internă la nivelul Spitalului Județean Târgu Jiu prin Târgu Jiu. La secția de psihiatrie au mai fost înregistrate și alte incidente, însă nu au existat sancțiuni notabile. Polițiștii fac acum cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.